Federația Română de Fotbal și Comisia de Fotbal Feminin organizează în perioada 13-15 noiembrie la Sala de Sport din orașul Fălticeni un turneu puternic de junioare, adresat fetelor născute după anul 2000. Vor participa 10 echipe împărțite în două serii de câte 5 și respectiv 6 echipe. În grupa B, alături de CSS Târgoviște, vor juca echipele Femina Odorheiul Secuiesc, Fairplay București, Heneiu Prundul Bărgăului, Vasas Odorheiului Secuiesc și Independența Baia Mare. Se va juca în sistem fiecare cu fiecare, începând cu ora 9 și după amiază de la ora 15. Primul adversar cu care a dat piept CSS Târgoviște nu i-a lăsat cale liberă spre victorie. Vasas Femina Odorheiul Secuiesc, considerată și cea mai puternică echipă din serie, nu a cedat deloc, partida terminându-se cu o remiză 1-1. Elevele lui Mihai Tătăranu vor întâlni sâmbătă 14 decembrie de la ora 10 pe Fairplay București, iar de la ora 12 pe Heniu Prudu Bârgăului, urmând ca apoi să se organizeze meciurile de clasament, finala mică și finala mare. În ceea ce privește așteptările antrenorului Mihai Tătăranu, mai avem două șofuri. Mâine mai jucăm încă un meci cu Fairplay București și în funcție de locul ocupat în clasament, dacă ocupăm primele două poziții, jucăm în semifinală, se joacă prima clasată din grupa A cu a doua clasată din grupa B și prima clasată din grupa B cu a doua clasată din grupa A. După aia, în funcție, câștigăm, jucăm finala mare, pierdem, jucăm finala mică. Noi sperăm că data a venit să obținem unul din primele trei locuri. Ne dorim locul întâi, acum să vedem dacă și putem.